Este un subiect delicat să vorbim despre atentatele din Franța și nu numai. Atentatele cu cauze religioase islamice. Eu sunt pentru o societate laică. În ceea ce mă privește, eu consider că o societate laică este cea care are, să spunem așa, elementele morale asigurate pe niște baze științifice. Pe niște baze care sunt indubitabile din punct de vedere al părerilor celorlalți. Odată. Doi la mână, în Orientul Mijlociu este o situație, adică a fost o manevră greșită făcută de occidentali, care au încercat să înlocuiască toate cele câteva regimuri laice, dar ușor comuniste, sau cu pericol de apropiere de Moscova, cu regimuri religioase. Au fost niște demersuri făcute în special de americani, dar nu numai, și francezii sunt responsabili, și englezii, să înlocuiască un regim opresiv, nedemocratic, dar laic, cu un alt regim care era teoretic mai democratic, teoretic neopresiv și religios. A fost o foarte mare greșeală din cauza faptului că în această zonă democrația este un cuvânt încă străin. Și noi în Europa avem foarte mari probleme și am avut probleme recent, sunt 10 de ani de când am avut astfel de probleme, cu democrația neînțeleasă sau neasumată. Regimul democratic în Europa este un regim relativ recent. Europa de Est abia îl experimentează. Și are doar câțiva ani, anișori, n-aș spune ani, de când îl experimentează. E nevoie de mult mai mult timp pentru ca în Asia Mică un regim democratic să conteze sau să prevaleze. Fie sunt despoți luminați așezați cu fundul pe bănci și pe bani și pe mormane de bani și își mulțumesc supușii din prea multul pe care îl au și îi mulțumesc și în felul acesta țin liniște, care de fapt nu sunt nici luminați, nici iluminați, ci sunt doar sclipicioși. Fie despoți care sunt moderat religioși, cum este cazul Iranului. Însă, din păcate, acolo unde a existat, a apărut un vid de putere, acolo de așa numiți despoți religioși sau curente religioase, curente de reinterpretare a Coranului pe baza, să spunem așa, mesajului, legii, Sharia, legii care impune modul de a trăi în islam. Și faptul că islamul are două caracteristici, două componente pe care religia creștină le-a uitat. Unul dintre ele este o activitate prozelitistă de formare a prozeliților și de a să spunem așa, recompensa pe cel care întinde mesajul creștin, atunci musulman acum, de a răspândi acel mesaj. Această activitate era la creștini bine plătită, ca să zic așa, între ghilimele, nu neapărat în bani, dar și în bani, însă în special în epoleți religioși, la musulmani este în plină expansiune, pe de o parte. Pe de altă parte, oferta pentru a acoperi cel mai mare semn de întrebare al omenirii, al oamenilor. Ce se întâmplă după noi când nu mai suntem, când murim? Această ofertă în ceea ce privește religia islamică este mult mai bine modulată și mult mai tentantă. Motiv pentru care la ora actuală, da, religia islamică este o religie în expansiune. Mesajul, cum spuneam, este un mesaj mai tentant. În sensul că viața de apoi este foarte bine structurată, cu detalii de genul hranei, a băuturii și a dragostei. Dacă ești foarte viteaz și lupți pentru religie, te așteaptă un număr destul de mare de virgine acolo.
Și modalitatea prin care ajungi la acel nivel al raiului, raiul care este etapizat pe mai multe nivele, modalitatea de ajungere este un scurt circuit dacă ești viteaz pentru religia ta. Mai mult, orice credincios, oricât de mult ar greși, ajunge în final tot în rai, în paradis. Flăcările iadului sunt doar un moment intermediar, un moment de trecere. Flăcările iadului rămân însă pentru necredincioși. Deci este și o sperietoare. Ăsta este motivul pentru care mesajul lor este mai proaspăt cu 700 de ani decât cel creștin. Modulat mai eficient, este în continuare tentant și mai eficient decât mesajul creștin, pe de o parte. Pe de altă parte, comportamentul religios musulman este similar cu comportamentul creștin la 13 secole de religie, fiindcă și noi, la 13 secole de religie, am făcut la același lucru. Ardeam oamenii de știință, ardeam pe necredincioși, făceam cruciade, propovăduiam și răsplăteam răspândirea credinței. Același lucru l-am făcut și noi, nu trebuie să ne mirăm că îl fac și ei acum. Contextul civilizației actuale în care se realizează acest lucru, da, este un subiect care trebuie să fie înțeles de către ei și dezbătut. Nu mai este loc să mai vii cu mesaje feudale. Și nu mai este loc nici pentru tineri să perceapă, să preia astfel de mesaje. Să-și organizeze viața, deseori aflată într-un moment de restriște, sincopă, neadaptare, nerealizare. Și aici mă refer la, de exemplu, junii maghrebieni care în Franța nu-și găsesc de lucru și își găsesc tot mai greu de lucru, tot mai greu din cauza faptului că musulmanii au produs tot felul de atentate, probleme mici, chiar și mici conflicte locale. Nu-și găsesc de lucru. Mergi într-un cartier musulman în marile orașe din sud-vestul Europei, te duci în Lyon sau în Marsilia, orașe care au mai multe moschee decât biserici. Te duci acolo și vezi că aproape că nu mai ai ce să zici de ei, ca să zic așa. E, ca angajator nu-ți mai permis să angajezi oamenii aflați în situația asta și ei rămân cumva la marginea societății, în societățile occidentale care sunt pline de drepturi la nivelul declarativ, dar dreptul la muncă și dreptul la un venit nu este asigurat într-o măsură corespunzătoare în aceste țări. Și acesta este motivul pentru care, da, diferențele culturale încep să se vadă. Și da, astfel de mesaje care mai sunt și propagate cu mijloacele tehnice actuale, cu mijloacele multimedia, de social media, inclusiv încriptate. Adică este o joacă pentru tineri care mai intră pe site-uri, știu eu, extremiste, și învață să decripteze și primesc o schemă de decriptare și li se pare că este aproape o aventură. Aventură care ne va costa. Deocamdată ne costă vieți, deocamdată ne costă, din păcate, foarte multe resurse financiare pentru a asigura paza, securitatea multor obiective, tot mai multor obiective. Acum trebuie să păzim și restaurante, și terase, și stadioane. Și toate astea costă și toate astea se aduc și se întorc împotriva noastră. În loc să fim o societate laică, în care să existe religie, dar care să nu aibă niciun fel de conotație sau de importanță sau de susținere guvernamentală. Religia poate să existe la om, la familie, acasă, însă practicarea ei, în afara familiei sau a grupului religios sau a bisericii, să fie interzisă. Orice predică care nu se face într-un mediu bisericesc autorizat, permis, să fie interzisă. Predicile efectuate în tot felul de locații pe care, din păcate, sunt tot mai disponibile, pe care extremiștii le fac, ar trebui să fie interzise. În momentul în care ai un extremist și îl localizezi că a avut o predică necorespunzătoare, acest lucru ar trebui să fie considerat ilegal. Sunt pentru o societate laică, repet, din cauza faptului că, după părerea mea,
știința este cea care ne va salva. Ne-a salvat întotdeauna. Știința este cea care ne-a dus în situația asta. Nu altcineva ne-a dus în situația de a fi în destulați alimentar, în destulați din punct de vedere al protecției termice, nu mai îngheață nimeni pe străzi sau prea puțin mai îngheață pe străzi, nu mai flămânzește nimeni față de acum câteva secole când se murea și se flămânzea pe capete. Toate astea sunt din cauza dezvoltării științifice și a evoluției tehnologice. Și ea trebuie să le salveze în continuare. Hai să ne deschidem puțin ochii, mintea și sufletul pentru știință.